Racla cu brâul Maicii Domnului și o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița au ajuns astăzi în țara noastră. Acestea au fost așezate spre închinare în pridvorul Catedralei Sfânta Cuvioasă Parascheva din orașul Voluntari, unde vor rămâne până luni, 11 iunie. Tot aici, în această seară, a fost adusă din Corfu și racla ce adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon. Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia și o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița, adusă de la schitul românesc Prodromul din Muntele Athos, au ajuns astăzi în Voluntari la Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva. Împreună cu credincioșii, la eveniment au participat clericii din protopopiatul Ilfov Nord, care au oficiat o slujbă de mulțumire și acatistul icoanei Maicii Domnului Prodromița sub protia a părintelui protopop Cristian Burcea. În fiecare an, la începutul verii, Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva, în colaborare cu Primăria Orașului Voluntari, organizează un pelerinaj de amploare la care sunt invitați credincioși nu doar din parohiile Orașului Voluntari, ci din întregul județ Ilfov, de aproape și mai de departe. Anul acesta este adus brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Catoxenia, icoana Prodromița de la schitul Prodromul din Muntele Athos și o parte din moaștele Sfântului Ierarh Spiridon aflate la Catedrala din Corfu, Grecia. Îi invităm pe credincioșii din protopopiatul Ilfov Nord, invităm pe toți cei ce au evlavie la Preasfânta Născătoare Dumnezeu să vină să primească binecuvântare. Atât pentru mine cât și pentru cetățenii orașului Voluntari este nu o cinste, e o mare onoare, e mare sărbătoare pentru noi. Aceste zile în care brâul se găsește pentru a treia oară în orașul nostru, la Catedrala din Voluntari, sunt practic zilele orașului Voluntari. Și sunt convins că ceea ce a început în urmă cu 3 ani de zile se va repeta de acum încolo în fiecare an. Ce liant mai mare, care poate să fie drojdia care să ne lege și să ne facă să creștem ca popor decât credința? Sunt foarte multe încercări și noi avem încercări. Eu mă consider a fi un păcătos, un mare păcătos, dar faptul că m-am întors la credință, faptul că eu unul consider, alături de consilierii locali, alături de echipa din care fac parte, de fapt calea către progres, calea către a deveni mai puternici și mai bogați, mai bogați sufletește, pentru că toate celelalte sunt de prisos, nu vom lua absolut nimic cu noi. Dacă ne vom crește, generația tânără de astăzi și generația de mâine în aceste canoane, eu cred că suntem un popor salvat și vom respecta decalogul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Moise pe munte. Κατά χιλιάδες έρχονται εδώ ομόδοξοι Ρουμάνοι. În fiecare zi la mănăstirea noastră vin zeci de autocare de pelerini români să cinstească brâul Maicii Domnului și icoana sa. În secolul al XVI-lea, mănăstirea Vatoped a oferit în dar brâul Maicii Domnului mănăstirii noastre. Ne aflăm aici în Voluntari, deoarece domnul primar ne-a chemat pentru al 3-lea an să aducem spre închinare credincioșilor din România brâul Maicii Domnului. Aducem și binecuvântarea în al preasfințitului Ignatie al Volosului și rugăciunile Maicii Nimfodora, stareța mănăstirii. Vă dorim un pelerin. Pelerinajul din Voluntari se află la a 3-a ediție. Credincioși de toate vârstele au ajuns și astăzi să se roage Maicii Domnului. De ce ai venit astăzi să te închini la brâul Maicii Domnului și la icoana sa? Ca să ne ajute. Ce știi tu despre Maica Domnului? Că a fost mama lui Dumnezeu. Ce a cerut astăzi Maicii Domnului? În continuare să aibă grijă de mine, să mi arate drumul cel bun și să aibă grijă de mine, de familia mea, de toți cei care sunt lângă mine și pentru sănătate, în primul rând. Ați mai fost și în alți ani? În fiecare an am venit. În fiecare an am venit și am avut probleme de sănătate și cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului trec peste toate problemele. A lucrat foarte mult pentru că m-a ajutat întotdeauna când am avut rugăciuni bune, cereri bune către Maica Domnului și întotdeauna am căutat să-i mulțumesc pentru toate darurile pe care mi le-a făcut. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, brâul Maicii Domnului și icoana Maicii Domnului de la schitul Prodromul vor rămâne în orașul Voluntari până luni, 11 iunie.